După aceste cântări minunate, citesc și eu ceva dintr-o cântare de lauda lui David, Psalmul 145. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. Și credem că îi va oferi Domnul la David ocazia asta. În fiecare zi te voi binecuvânta. Că n-ar fi drept să spunem că vrem să-L lăudăm pe o veșnicie, pe Dumnezeu, să nu facem în fiecare zi. Și continuă partea a doua acestui verset. Și voi lăuda numele Tău în veci de veci. De ce atâta laudă? Spune versul următor, mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Și mărimea Lui este nepătrunsă. Și ca atare, de când a creat Dumnezeu pe om, fiecare neam de om să laude lucrurile tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Și se angaja David, să o facem și noi. Voi spune strălucirea slăvită a măriei ției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea fricoșată și eu voi povesti mărimea ta, să se trâmbițeze readucerea minte de nemărginita ta bunătate, să se laude dreptatea ta. Mărit să fie Domnul. Să o facem cu toată inima și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să vă dea, cum obișnuiesc eu să spun uneori, și ce n-aș cerut. Că-i scris și asta, că face mult mai mult decât cere sau gândim noi, că ori n-am apucat, ori nu ne-a dus mintea să cerem tot ce ar trebui. Fiind o zi de mulțumire, aș vrea să vă spun și eu câte ceva din Scripturi, sub titlul Învață să mulțumești ca să ajungi mulțumit. Scriptura are suficiente învățături pe linia mulțumirii pentru noi. Dumnezeu și-a învățat poporul încă din Vechiul Legământ cum să aducă jertfe de mulțumire și le-a explicat motivele mulțumirii. Și arderea de tot era însoțită de jertfa de mulțumire. Spune Scriptura și s-a amintit în parte din Psalmul 50, în două versete acolo pe tema aceasta. Eu îl amintesc pe cel din urmă, versetul 23, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Pentru că Dumnezeu este cel căruia îi se cuvine mulțumirea. Amin? Hai să observăm câteva motive de mulțumire pe care le avem la adresa Domnului. Spunea Apostolul Pavel, citesc din 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruință în Hristos. Adică nu ne lasă deloc să mergem pe jos. Că nu ne descurcăm. E terenul prea accidentat și puterile noastre prea slabe. Dar ne poartă totdeauna. Asta în Hristos, că toate au fost făcute în planul veșnic, gândit și realizat în Domnul Iisus Hristos. Așadar, avem parte de o purtare de grijă zilnică a Domnului, permanentă. Și când suntem în diferite nevoi, să mai citesc un versetul din 2 Corinteni 9 cu 12, despre ajutorul dat celor de la Ierusalim, le spunea Pavel la Corinteni, căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Și noi întâlnim atâtea situații când oamenii au fost ajutați de Dumnezeu într-un mod miraculos. De altfel, toată pâinea așa de toate zilele este de la Dumnezeu. Numai că uneori Dumnezeu lasă procesul mai lent și alteori îl comprimă. Dumnezeu din struguri, poate să dea vin, poate să rezulte mus, să spunem,
Dar asta este un proces care durează, nu? De primăvara până spre vară, sfârșit spre toamnă. Dar Domnul Iisus a făcut să fie pe loc din apă să se facă vin. Domnul poate să facă să crească un pom și să fie roade, dar Domnul poate face și dintr-o bâtă uscată să se facă fructe și fără timp, într-o noapte și fără lumină. Dar când vedem așa procesul pe scurt, ni se pare asta e ceva special. Și când e mai lent, trece uneori neobservat, nu? Dar toate sunt de la Dumnezeu și sunt în folosul nostru. Mărit să fie numele Domnului. De aceea învăța același apostol Pavel, citesc din 1 Timotei, din capitolul 4, că ar trebui fiecare masă și tot ceea ce beneficiem de la Domnul să fie primit cu mulțumire, 1 Timotei 4 cu 3, bucatele pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumire. La evrei se spune că cine nu mulțumește la masă fură mâncarea de la Dumnezeu. Căci orice făptură Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Învață să mulțumești ca să fii mulțumit. Chiar și când e vorba de mâncare. Știi că alții nu pot mânca? Nu că alții n-au. Spune la 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 30, dacă mănânc, aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? Că unul mănâncă verdețuri, că altul altceva. Ce poate, ce are? Deci fie că mâncați, fie că beți, dacă cel ce dă un pahar de apă e răsplătit, n-ar fi corect să mulțumească și cel ce l-a băut? Fie că faceți altceva, să faceți totul pe slava lui Dumnezeu. Și știi cum faci spre slava lui Dumnezeu? Cum am citit în psalm, că mulțumindu-i îl proslăvești. Și faci spre slava lui. Că el a făcut binecuvântata asta compoziție chimică, H2O, să bem noi apă, sau toate celelalte lichide care sunt necesare pentru viață. Povesteau frații din fosta Uniune Sovietică că un frate a avut adunat în ceva bagaje, probabil și de la alții, câteva alimente să ducă la o familie săracă undeva într-un cartier. Și așa s-a întâmplat că n-a putut să ajungă până s-a făcut seară. Până la un loc a mers cu un mijloc de transport în comun, de acolo trebuie să meargă pe jos și era puțin teamă că era un cartier mai periculos. Da, a pornit, avea o misiune și nu pleacă bine pe strada aia neiluminată și apare lângă el un om așa bine făcut și zice, vă ajut la bagaje că mă duc și eu în direcția aceea. Se uită, dacă o fi om bun, mă ajută. Dacă e om rău, când o văzut cât e de mare, oricum n-am ce-i face. Și așa cu teamă l-a ajutat la bagaje, când a ajuns zice, aici mă opresc. Sună la sonerie, nu răspunde nimeni, că se temeau și cei din casă să deschidă la ora aia, era târziu deja. Și cel ce l-a ajutat la bagaje spune, insistă că sunt acasă. Până la urmă, cei din casă ies și el bucuros, treabă, cum ai venit cu atâtea bagaje? Ce m-a ajutat dumnealui? Ial de unde noi? Ce măi, a fost îngerul Domnului, dar nu l-a mai zărit. Cei din casă au mulțumit, el era oricum mulțumit, să zicem așa, că a putut să facă acest bine, dar noaptea a visat, că îi spune Domnul, de ce n-ai și mulțumit în cuvinte? Că ți-am pus pe cineva să te ajute la bagaje și să te scape de spaimă. Fie ca să ne dea Bunul Dumnezeu har să mulțumim pentru toate. Mărit să fie Domnul. Scumpa mea soție a îngrijit o vreme de o bătrânică și avea dumnea ei o vorbă când mulțumea. Mulțumesc Domnului și dumneavoastră. Îl punea pe Domnul în față că îi se cuvine și mulțumea și celor ce au ajutat-o după cum era nevoia ei. Aș vrea apoi să înțelegem că pe lângă lucrurile pământești, care toate le avem de la Dumnezeu, așa-i? Și uneori învățăm ce valoare au când nu le avem.
Dacă sunt acele două versete, Efeseni 5 cu 21, Tesaloniceni 5 cu 18, să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, rog să le observați, hai să le îmbinăm, să vedem cum ar rezulta un verset întreg. Scrie în Efeseni să mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. De ce asta? Că pentru numele Lui noi le primim, nu pe baza vreunui merit personal. Iar versiunea din Tesaloniceni aduce un amănunt în plus, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Știți când a vindecat Domnul pe cei 10 leproși, că a observat și a zis, scrie în Luca la capitolul 17, de la versetul 18, nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu. Spuneți-mi, vă rog, ce om are mai mare motive să mulțumească? Unul care a fost vindecat de plămâni sau unul la care funcționează plămânii normal? Atunci s-o facem. Dar ați mulțumit vreodată pentru amândoi plămânii, că unii au numai unul. Dar pentru Rinică și ăștia-s doi a mulțumit. Pentru toate lucrurile vieții acesteia, numele Domnului să fie binecuvântat. Dar numai pentru viața de aici să învățăm să mulțumim. Când e vorba de cele sfinte, motivele capătă un miros ceresc. Zice la Evrei, la capitolul 12, versetul 28 și 29, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor, slăvit să-i fie numele. Hai să vă mai citesc și alte versete referitoare la lucrarea mântuirii pentru care ar merita Dumnezeu să fie slăvit. Că dacă pentru cele pământești trebuie mulțumit, dar toate sunt pentru o vreme, nu? Cum spunea cineva când a început să poarte ochelari, măi, ce bun, bine a fost fără ei. E pentru o vreme și cu ochelari apoi nu te mai ajuți. Dar pentru cele eterne. Am citit adineauri din 2 Corinteni, capitolul 9, unde spunea că darurile trimise la Ierusalim erau o pricină de mulțumire către Dumnezeu. Dar scrie acolo în versetul 15, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Oricum, noi nu putem să evaluăm în întregime ce valoare are veșnicia, mântuirea. Veșnicia viitoare doar ne va oferi mai multă imagine și reflexie asupra ceea ce a realizat Dumnezeu dându-ne mântuirea. Și chiar dacă aici am spune că nu avem foarte, foarte multe motive și de lungă durată să mulțumim, totuși sunt, motivele mântuirii a trebuit să acopere posibilele nemulțumiri și neîmpliniri pentru viața de aici. Spunea o soră din Republica Moldova ce așa s-a făcut că a născut copii cu insuficiențe de calciu și își rupeau mâinile, picioarele foarte ușor. Spunea, eram tot prin spital, ba cu unul, ba cu altul. Și odată necăjită, a încercat-o așa un spirit de cârtire. Și spunea dumneai că era în Chișinău într-o zi de piață, așa lume multă peste tot. Și dintr-o dată i-a spus Domnul, oprește-te și te uită în jur. A văzut mulțime. Doamne, ce să văd? În momentul acela le-a făcut Domnul așa o poză rapidă, din câți vezi în jur, niciunul nu e al meu și niciunul nu-i mântuit, tu ești singura. Și a zis, Doamne, înseamnă că ăștia toți sunt
nefericiți și pierduți pentru veci și eu sunt a ta pentru eternitate. Și asta a ajutat-o să treacă peste posibile stări de tristețe de aici. Spune la Coloseni, la capitolul 1, tot în ideea aceasta, versetul 12, să mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Aici pe pământ oamenii se bucură dacă primești ceva, și un mic cadou așa, suntem oameni, nu? Sunt necesare. Dar mântuirea e cu moștenire. Cum a fost cântarea aceea frumoasă și am înțeles că v-a dat-o Domnul. Să-ți vezi locul, moștenirea, să nu te mai mute nimeni de acolo, să ai tot ce-ți trebuie. Dumnezeu pe pământ nici la evrei nu le-a dat ceva decât așa, 49 de ani. Zis, pământul e a meu. Dar acolo vom fi moștenitori și va fi al nostru, că scrie în Roman 8. Vă rog, rețineți versetul acela. Că Dumnezeu nu ne-a doar că ne-a dat pe Domnul Iisus și prin asta mântuire și iertare și har și mare preul la dreapta măririi. Versetul 32. Ne va da împreună cu El toate lucrurile. Ia stați puțin să ne întoarcem la Efeseni 5 cu 18. Mulțumiți în Hristos pentru toate lucrurile. Alea nu sunt numai toate de aici, sunt toate din veșnicie. Apoi, Doamne, nici nu știm cum sunt alea toate. E o listă lungă, eternă. Învață să mulțumești ca să fii mulțumit. Și atunci când le treci pe toate în revistă și afli cât e aici și îți imaginezi cât e dincolo, păi n-ai cum să nu fii mulțumit. Să ne păzească Domnul de starea evreilor care au fost nemulțumiți. Dar ce a fost mai bine în Egipt? L-ai mai pus cineva aici la lucru în pustie? Bine că au ieșit cu toate, că și-a amintiseră și de ce mâncaseră, dar dacă mai rămânea ceva în Egipt. Și încă au luat de la alții și dacă se întorceau înapoi, poate trebuie le cereau vecinii înapoi, va să le dea aur, nu? Și tot nemulțumiți. Și li s-a promis. O, fie ca să ne cerceteze Domnul cu aceste multe motive de mulțumire. Banca Apostolul Pavel își mai amintea ceva pentru care se mulțumea, să scrie în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 12, mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit și m-a socotit vrem de încredere și m-a pus în slujba Lui. Frate Almășan, să mulțumești că ți-a dat Domnul harul să cânți și să spui poezii și să vorbești. Ne-a dat Domnul har să fim acceptați ca leviți, ca preoți ai Lui. Cum le-am spus într-o zi la tinerii noștri la adunare, măi, Dumnezeu vrea să vă introducă în orchestra veșniciei. Asta e mai ceva decât orice formație care a cântat pe lumea asta la vreo curte regală. Ne-a pus în slujbă și slujba asta nu-i numai pentru aici. Scrie în Apocalipsa 22, versetul 3, că robii Lui îi vor sluji. Când vom intra, să ne preluăm posturile veșnice de slujbă, care Dumnezeu va administra cu noi eternitatea. Mai câte motive de mulțumire, n-apuc eu să vi le spun, nu-i vreme să le enumerăm pe toate. În perioada de boală a soției mele, m-am apucat într-o zi așa, am avut vreme să mă pocăiesc. Zic, Doamne, vreau să-mi amintesc două lucruri, toate greșelile mele din viață, așa, ce am făcut, deși m-a păzit Dumnezeu de păcate mari și m-am născut în familie credincioși cu puțin timp înainte să se întorsese la Domnul părinții mei. Dar am adunat o grămadă mare de greșeli, unele și în slujbă, și mi-a fost rușine de mine și de Domnul și de frați uneori. Eu am mai greșit, nu știu voi. Am mai smintit câte o notă, două. Și apoi m-am apucat să trec în revistă tot ce mi-a dăruit Domnul de când m-am născut.
Și lângă grămada mea mare de greșeli și de păcate s-a făcut o grămadă mai mare de bunătăți și haruri ale Domnului. Ma când am văzut grămada asta a doua, mi-a fost mai rușine. Doamne, la atâtea greșeli, atâta grămadă de îndurare. Știi ce mi-a spus Dumnezeu? Ca să înveți și tu ceva. Să înveți să știi să te porți cu alții. Doamne, dă-ne priceperea aia să știm privi corect spre tine și corect spre alții. Și dacă e așa că avem atâtea motive să mulțumim lui Dumnezeu, nu le epuizăm. Cum să-i mulțumim? Cineva a dat la o fetiță două mere, că era cu mamă sa. Și o să zic pentru tine și pentru mama. O mușca din primul, pus într-o mânuță și o mușca și din celălalt. Și neînțelegând gestul ei, a zis, da, de ce nu i-a dat la mama mărul întreg? S-am vrut să gust să văd care e mai dulce. Așa a înțeles ea să ofere ceva pentru mama. Noi cum vom proceda în a-i mulțumi lui Dumnezeu? Prin cântare am încercat să o facem și astăzi. Spune Scriptura în Psalmul 147, de altfel, psalmii sunt cântări de laudă, dar aici este o precizare, versetul 7. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeu nostru cu arfa. Ce ce scrie despre creație, când vezi ploaia să mulțumești. Dumnezeu l-a inundat pe Iov cu o droaie de întrebări referitor la creație. Tu le-ai făcut, tu le-ai aranjat, înseamnă că îi plac cum le-a făcut, nu? Și scrie în Apocalipsa 4:11 că cei din cer laudă pe Dumnezeu, dar non-stop, pentru că a creat un univers a cărui margini noi nu am apucat să le zărim, nu ne ajung cu ochelarii, cu telescope, cu tot. Și cei din cer văd mult mai bine creația, o înțeleg. Și ei văd nu numai creația, ei văd cum Dumnezeu o susține. Noi am mai priceput și noi ceva cu prima lege a termodinamicii, cu a doua, cu una, cu alta. Vorba din Iov zice că numai marginea, adierea pricepem noi, dar lucrările cele puternice, cine le va cunoaște? Citeam într-un articol despre stele care sunt așa de ușoare raportat la volumul lor, cât te miri, zici că ar fi din balon. Și stele atât de grele raportat la dimensiunile lor, încât oamenii ar fi în stare să facă ceva atât de condensat și de concentrat, să fie atât de greu. Ce materiale o fi? O fi și alea în tabelul lui Mendeleev, o memorie mai mare, tabelul lui Dumnezeu. Și văzând toate acestea, apoi actul mântuirii, că în Apocalipsa 5 apare o cântare nouă. Dar ce subiect avea? Mântuirea oamenilor din toate națiunile pământului. Adică pe lângă creația fizică, o nouă creație a celui ce a zis în Apocalipsa 21, iată eu fac toate lucrurile noi, mărit să fie Domnul. Și suntem învățați și în Noul Testament, scrie atât de frumos la Coloseni, capitolul 3, versetul 16, învățați-vă, și asta v-am spus, să ne învățăm să mulțumim ca să devenim mulțumitori. Sfătuiți unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări duhovnice și cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră, mărit să fie Domnul. Ne acceptați și pe noi care nu cântăm așa frumos să cântăm cu voi, că poate în rai om cânta mai bine. Că nu toate păsărelele cântă la fel de frumos, dar și Ezechiel au zis, când eram ca o rândunică, când croncăneam ca un cocor, dar au zis că până la sfârșitul zilor noastre o să cântăm în casa Domnului din instrumentele noastre, Isaia 38. Apoi, să mulțumim Domnului în rugăciunile noastre, amin? S-a amintit Filipeni 4:6-7. Și eu adaug că e aceeași idee, Coloseni 4:2. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea
cu mulțumiri. Foarte important. Mulțumirea, de altfel, cred că în ce privește rugăciunea, are rolul să ne învețe că Dumnezeu ne ascultă. Ba mai mult, noi suntem penticostali, nu? Și că atunci când vorbim în limbi, mulțumim frumosului Dumnezeu. Să o facem. Să lăsăm pe Duhul să o facă. Mai adaug și un alt verset frumos legat de lucrarea de mulțumire în rugăciune, care mie mi se pare că uneori ne scapă. Scrie la Efeseni, la capitolul 1, și nu numai, de la versetul 15, de aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este la voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi. Când vă pomenesc în rugăciunile mele și mă rog ca Dumnezeu să vă dea un duc de înțelepciune, să vă lumineze ochii, să mulțumim pentru sfinți. Dumnezeu i-a cercetat cu lucrarea nașterii din nou și că îi păstrează în harul său și că aceștia vor fi cu noi pentru vecii vecilor. Spunea David, sfinții care sunt în țară, ăștia sunt toată plăcerea mea. Mulțumim Domnului pentru toți. Pavel acesta obișnuia să spună, să vă mai citesc eu din epistolele lui, așa, era tare rugativ. Pavel e cunoscut mai mult ca predicator, dar din epistolele lui trebuie să înțelegem că să-l cunoaștem și ca un om cu multă rugăciune. Filipeni 1 cu 3, mulțumesc Dumnezeul meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie. Și amintea și de unul și de altul, frații în vârstă, întreba cineva pe un om de 90 de ani care la rândul lui a zis, ce face fratele cu tare, ce face sora cu tare? Dar cum îi ții minte pe toți? Zice, pe ăștia îi pomenesc în rugăciune, pe care nu-i pomenesc în rugăciune, i-am uitat. Să-i pomenim neîncetat. Spunea fratele Valeriu de la Lugoj, acum a plecat la Domnul, Valeriu Căprar, că în tinerețe a cerut de la Domnul o lumină, ce slujbă trebuie să facă el. Și Domnul i-a spus să mijlocească pentru sfinți. Și mi-a povestit, zice, de 40 de ani sunt în serviciul ăsta înaintea Domnului, o zi pe săptămână a fost de mijlocire în post numai pentru slujitori, pe lângă ce am avut eu problemele mele de familie sau alte dorințe. Și în fiecare zi o oră de rugăciune numai pentru slujitori pusă deoparte. Ce știi în lista mea? Și de acum am mărit timpul de mijlocire în rugăciune la 4 ore. Alaltă era în Lugoj și îmi spune o soră dintr-o familie, ce știam că fratele Valeriu e un om a rugăciunii și eram fată și m-a dus și i-am spus, frate, să te rogi și pentru mine. Și după câteva luni văd când face semn, hai încoace, spune-mi cum ești, că eu în fiecare zi mi-am făcut datoria, ți-a rezolvat Dumnezeu problema? O, zice, mi-a rezolvat-o și uneori n-apucăm să spunem, frate, s-a rezolvat, adu mulțumire Domnului ca să știu, e tot numai cerere sau s-a încheiat cu mulțumire. De când eram tânăr, aveam noi un grup și aveam cauze de rugăciune și le treceam așa cu liniuță. Și când se rezolva, mai făceam o liniuță verticală și ziceam noi că din minus s-a făcut plus. Domnul a rezolvat și problema asta. Să mulțumim rugăciunile noastre pentru tot ceea ce dă Domnul și la alții, că poate ei nu ar apuca să mulțumească, nu? Și să mulțumim pentru cele de aici, pentru cele sfinte, pentru toți pe care Domnul i-a chemat la mântuire. Mărit să fie numele Domnului! La penultimul botez în 2020 s-a botezat la noi în biserică un bărbat de vreo 40 de ani, Mustafa Ionel, și în fișa autobiografică avea acolo rubrică să scrie religia de proveniență a familiei, de origine, și am văzut că îi lipsă și am zis, de ce n-ai scris?
Eu am crescut la casă de copii în Brăila. Nu mi-am cunoscut părinții, nu știu ce religie au avut. După nume, după figură, cred că a fost ceva de origine turcă. Și zic, cum ai ajuns la adunare? Și veneam de la servici, m-a prins ploaia și am intrat să nu mă plouă. Și cu plasa, cu flexul ne-am intrat. Și mi-a plăcut. Eu n-am știut de pocăiți. Și am îndrăjit calea asta și până să se boteze, pentru că l-am întrebat în mărturia lui, cum s-a întors la Domnul, a scris vreo două pagini cu un scris așa caligrafic. Zice, ce frumos scrii. Și îmi place să scriu și îmi plac lucrurile sfinte. Zice, am scris toată Biblia cu mâna mea. Teancuri de foi, ați mai auzit? Așa scris frumos. Și săptămâna asta l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Măi, așa plângea. Măi, cum să nu mulțumești la Dumnezeu pentru astfel de oameni? Nu numai pentru copiii noștri, că Domnul așa i-a mântuit pe fiecare și are putere să-i păstreze. Zice 1 Petru 1:4, că ne așteaptă o moștenire neîntinată, nestricăcioasă și care nu se poate vesteji, păstrată cerul pentru voi. Dar versetul 5 ce spune, nu? Că voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Câte motive de mulțumire. Să îi spunem asta în rugăciune. Rugăciunea este una dintre cele mai înălțătoare forme de mulțumire, că atunci povestim cu Dumnezeu și să-i spunem și asta și cealaltă. Așa facem când ne rugăm. Ar fi mai lunguță rugăciunea, așa e? Dacă am mulțumit la rând, așa, pentru toți. Doamne, ajută-ne! Apoi, pe lângă cântare, pe lângă rugăciune, mai pot fi și alte forme de mulțumire. Scrie aici în Psalmul 26, vă citesc versetul 7. Să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile tale. Ne-a rămas la suflet un frate, între timp a plecat la Domnul, fratele Mihai German din Ciudei, din Ucraina. Când am mers prima dată la ei, au zis, povestiți-ne lucrările Domnului, nu cumva să fi trecut granița lucrurilor rele. Și de la noi să nu duceți numai ce vă povestim în lucrările Domnului. După ce a ieșit la pensie, mi-a povestit că făcea 40.000 de kilometri pe an cu motocicleta să afle lucrări dumnezeiești de la prima mână. Și au zis, aveam adunat într-o vreme 80 de minuni speciale. Se sculau copiii de dimineața. Spuneau, frate Mihai, mai spune-ne. L-am adus la Arasul, a început să povestească la tine, la adolescenții, ziceau moșu Google. Și băi, numai cu, de pe internet mă afli câte știe dumnealui. Da, da, astea sunt ale lui Dumnezeu, lucrări mărețe care merită să fie povestite. Să spui cum te-a ajutat Dumnezeu. A venit trimișii din Babilon. A Ezechia, ce să afle? De minunea că avursese loc în țară. Dar cel puțin două mari minuni putea să povestească, eliberarea de asirieni, cum au murit grămadă și cum a fost vindecat. Și când colo, ce le-au arătat? Așa, și la ăștia le-au folocomie și o să las că ține luăm noi. Și Dumnezeu a fost nemulțumit și a trimis anchetă. Și vine procul și spune, ai avut musafiri? Da, ce ați povestit? Păi cum, Doamne, ce am povestit? Păi îngerii au vrut să treacă în procesul verbal, cum spune Maleahi, ce a spus voi când v-ați întâlnit, și nu au trecut în procesul verbal ceva ce nu-mi place. Nu se cuvenea să audă și oamenii ăștia o minune? Mari sunt lucrările Domnului și binecuvântate. Să le povestim. Chiar dacă sunt lucruri mici, chiar dacă sunt lucruri mai mari, sunt nenumărate, spune psalmistul, vreau să le povestesc, dar n-apuc, cum au zis în Evrei 11, nu termin cu toate. Dar atunci cum se face că uneori avem vreme de altele care, știți cum spunea fratele Simionuc, când te auzea că vorbește așa pe lângă, au zis, asta iară Evanghelia fără capitole. Când noi am avea capitole și din Biblie și din viața noastră pe care să le spunem Domnului, slăvit să fie în veci. Uneori cred că ar trebui să cernem cu sitele lui Socrate. Prima cerință,
ce spui mai departe este adevărat? 2. Eu sunt persoana care trebuie să-i spui? 3. Acum este momentul când trebuie să-mi spui? O, pe mulți am înțărcat. Ca să nu-și mai transmită poveștile, cum eu sunt într-o zi unul, hai să spun o glumă, ziceam, am auzit-o și eu acum 15 ani, băi, zic, nu mi-o spune să nu mai car și eu tot atâția ani după mine, cât ai cărat-o tu, că nu merită. Povestește-mi altceva mai frumos pentru și despre lauda Domnului. Amin. De altfel, cred că toată viața ar trebui să fie un motiv de mulțumire. Negreșit, zice Apostolul, 1 Timotei 6:6, evlavia însoțită de mulțumire este un mare, ai afacerea asta, e un mare câștig, asta e o afacere. Povestea un frate că s-a dus la o femeie, Domnul l-a trimis ca să-i vestească mântuirea, femeie la țară, undeva era spre seară, mulgea vaca, a venit, zice imediat, apare după vreo 5 minute și zice, mă scuzați, dar eu așa m-am obișnuit. După ce mult vaca, mă pun pe genunchi și mulțumesc. Și eu și după ce scot o găleată de apă din fântână, eu mulțumesc la Dumnezeu. Și după ce fac o oală de ciorbă, eu mă pun pe genunchi și mulțumesc la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și nouă ca să înțelegem diferite forme, cu diferite motive pentru a lăuda pe Dumnezeul nostru că merită și să cuvine să-L lăudăm. Să vă păzească bunul Dumnezeu de vreo formă de nemulțumire. Că diavolul ți le aduce în minte și până la urmă, dacă te înveți cu astfel de motive, o să devii nemulțumitor. A prorocit nou că oamenii din vremea de unul vor fi cum? Nemulțumitori cu soarta. Citeam că în anul 1900, dacă un om avea îndeplinite 100 de dorințe, de nevoi, se putea socoti un om fericit și trăia în bunăstare. Și cineva a avut curiozitate în jurul anului 2000 să facă din nou o asemenea statistică, să afle cam câte dorințe și nevoi a unui om ar trebui îndeplinite ca să consideră că e bine. 500. Că omul nemulțumitor cu soarta niciodată nu-i mulțumit. Îmi spunea fratele Cornel Bărsan că după Revoluție a dus la o familie, o mașină și-a gândit, mă, cred că o să fie bucuroși. Ăștia nu au avut numai biciclete și din aia veche sau de aia românească, cum erau tohanurile. Când se duce, iese familia și sora se învârte pe lângă mașină, se uite, deschide ușa și huse n-are. Și mi s-a părut că mi se face rău. Mă loc să mulțumească, nemulțumit că n-are huse. Apoi dacă o să vezi ce n-are, nu o să te mai bucuri de ce are. Și nu-i chin mai mare decât să cauți motive de nemulțumire și să le mesteci și să le înghiți. Vă amintesc de unul și dumneavoastră să vă gândiți cum îl cheamă. S-a creat un post special pentru el, l-am putea numi ca un vicerege, nu fusese funcția aia până atunci. Cred că la ședințe regele avea scaunul lui, dar probabil i-a fost și lui un scaun mai aparte, nu? Și într-o zi, regina a vrut să dea un ospăț pentru rege și a vrut să-l invite și pe vicerege, cum l-am numit eu. Când s-a întors acasă, la poartă, unul nu i s-a închinat, ceilalți la pământ. Și știți cum s-a dus acasă? Trist. Și-a spus, băi, nu-i nimeni ca mine. Mai eu sunt invitat și mâine tot așa. Dar când îl văd pe ăsta aici, auziți ce-a spus? Ca să vedeți ce în stare nemulțumirea să facă dintr-un om. Toate acestea n-au pentru mine niciun preț.
Ce n-avea? Păi probabil că dorea și tronul, că de-aia a vrut a doua zi calul și haina, nu? Dar toate n-aveau niciun preț, pentru că așa este inima nemulțumită. Și a doua zi, eu obișnuiesc să spun la unii să-ți dea Dumnezeu îndurare la vreme potrivită și le dau ca exemplu cazul ăsta. Când i-a dat Dumnezeu îndurare la Mardoheu, cu o zi înainte nu era bine, că scăpa Haman. Cu o zi mai târziu n-avea cui să-i mai dea îndurare. Aia a fost ziua potrivită. Dar a fost ziua potrivită pentru Mardoheu, cea mai nefericită zi pentru omul nemulțumitor. Dacă ar fi fost gata să fie bucuros și de bucuria altuia, atunci ar fi fost mândru să-l plimbe cu calul împăratului. Dar cu ce noduri în gât o fi zis, ăsta e omul care vrea să-l cinstească împăratul, când era șurul să zică, ăsta e omul. Da, vorba lui Adonia, ce toți se îndreptau spre mine să fiu împărat, credea el. Și da, împărăția s-a întors. Căzut fratele meu și apoi corectează, zice că domnul odată pe asta e altceva, mă. Atunci o să fii mulțumit când o să poți fi bucuros și mulțumit și de altul. Se spune că în Grecia antică un om își ura vecinul și autoritățile locale au vrut să-i dea o lecție. Și îți mai spune ce să-ți facem că de la vecinul tău îi dăm dublu. Mă, îmi dă o sumă de bani la dublu, îmi dă o avere la el, la de dublu. Lăsați-mă să mă gândesc. Și au găsit până la urmă, mie să-mi scoateți un ochi, ca lui să-i scoateți doi. Pentru că așa lucrează nemulțumirea. Trist, așa-i? Învață să mulțumești ca să fii mulțumit. Să zicem în Proverbe 15:15, omul cu inima mulțumită are un ospăț. Măi, și la bătrânețe e bun ospățul ăsta, nu? Așa. Da. M-am bucurat de fratele de aici, mulți ani, undeva spre 100. Dar mai spunea fratele Simeon Man, la vreo 99 de ani, și mi-a mai dat Dumnezeu un dar. Și știu, ce? Mi-a mai luat din auz. Păi cum? Ce dar este? O zis, nu mă aud toate prostiile, că nimeni nu trudește să-mi spună orice poveste, numai ce-i nevoie. Adică, la urmă, nu se poate mulțumi și pentru un asemenea context. După ce a plecat soția mea la Domnul, venea diavolul, că el umblă la cutrerea pământului, știți, nu? Și dă adrese cu nemulțumiri. Vezi, Dumnezeu ți-a luat, v-ați rugat, nu v-a ascultat. Dar uneori cu bine, cu diavolul, uneori e bine să te împotrivești, alteori e bine să nu-l bagi în seamă. Îl tratezi cu indiferență. Dumnezeu, de exemplu, nu urăște pe nimeni, dar pe unii va trata cu indiferență, nu să știe de ei, spune că nu-i cunoaște. Zic, eu mulțumesc Domnului pentru cât mi-a dat-o. Mulțumesc Domnului că a pus-o la odihnă și a scutit-o. Și mulțumesc Domnului că mă ajută și pe mine acum. Apoi în veșnicia viitoare ce-o mulțumi noi. Învață ca să fii mulțumit, învață să mulțumești ca să fii mulțumit și acum adaug ceva spre încheiere, pentru vecii vecilor. Să învățăm, recapitulez, să mulțumim. Eu sunt de acord să mulțumim și pentru ce n-avem, dar mi se pare că nu terminăm de mulțumit pentru ce avem. Pentru câte sunt aici. Să mulțumim pentru câți au fost astăzi la adunare. Dacă erați mai puțin, era mai jos temperatura cu jumătate de grad. Că mai avut și noi, tot te calorifer la 37 de grade, nu? Că nu ești cântarea și rugăciunea așa de bine. Mulțumesc pentru fiecare. Și când ne ridicăm ochii în sus, nu mulțumim numai pentru cele de la sol, de regulă ne stăm așa, mai aplecați, ne uităm pe aici, ce mișună prin jur. Apoi când te uiți spre zări și ți se pierde privirea în zare și începi să mulțumești,
nu o să mai termin pentru vecii vecilor. Mulțumește Domnului cântând, mulțumește Domnului rugându-te, mulțumește Domnului strigând, izbucnind, povestind. Mulțumește Domnului în toate stările și pentru toate lucrurile. Îi se cuvine asta, mărit să fie numele Lui. Și te va umple Dumnezeu, cum spune Scriptura la Psalmul 16, de o stare care va continua pentru vecii vecilor. Iată relația cu Dumnezeu, ce stare de mulțumire poate să dea. O moștenire plăcută mi-a căzut la Sorbestul 6, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuiește că până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este la dreapta mea, nu mă clatin, de aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Versetul 11. Îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și despătări veșnice la dreapta ta. Frate Presecan, mulțumesc că m-ați chemat și pe mine. Da, să ne facem un proiect de mulțumire pe țărmul celălalt. Să vedeți acolo. Aici unii nu au apucat să vină, unii n-am știut cum să-i mai chemăm, că-s duși deja. Dar acolo pot să fie toți prezenți și mulțumirea adresăm Domnului mai de aproape. Cineva a avut următoarea imaginație, că un rege avea trei băieți și se gândea care ar fi mai potrivit să fie succesor la tron. Și se spune că le-a dat un test. Avea regele o grădină frumoasă, cu de toate, încântătoare, pe care a ținut-o în secret. Și atunci a dat drumul la băieți și a spus: aveți un timp nedefinit să faceți tot ce doriți în grădină. Puteți să mâncați, să admirați, să luați în mână, să priviți tot ce e acolo. Dar sunt două condiții. Când sună clopoțelul, trebuie să ieșiți din grădină și nu aveți voie să scoateți nimic din ea. Intră primul, un om pus pe distracție, pe mâncare, un gurmand, a mâncat de aici, a mâncat de acolo. Măi, cât eu văzut, nu le-a putut mânca pe toate. Măi, nu știi când sună clopoțelul? Măi, dar au zis să nu luăm nimic, dar dă mai pun ceva. S-ar zice măcar o bomboană să ascundă undeva într-un buzunar. Al doilea nu era pe mâncate, era pe adunate. Când au văzut niște pietre prețioase acolo pe o cărăruie, apoi nu a băgat de seamă de la poartă că dau fiul regelui să strecor câteva undeva într-un buzunar mai ascuns. Dar când au văzut mai încolo mai multe, astea sunt mai frumoase. Până la urmă am plut buzunarul, le-au găsit altele mai frumoase, mă fie ce-o fi, au făcut bluza sac. Și-o adunat și de acolo. Al treilea s-a uitat, a admirat, băi, ce tată, mă, nici n-am știut, mă, că a avut, are grădina asta. Ce rege. A mâncat și el. O dat de un izvor, băut apă. Și așa i-a venit muza poetică și a început să compună versuri, a venit și linia melodică și a început să cânte. Și nu mă aude clopoțelul. Ding, ding, la poartă. Primul, în ordinea afacerii, a fost prins cu suplimentele alimentare. Ei, nu te-ai încadrat în condiții, gata. Al doilea, nu știu dacă a apucat să pitească bluza sac, dar tot o mai buzunare nu s-au răbdat să nu le țină. Și tu ai pierdut concursul. Al treilea, ce tu? Păi zice, nu eu să mă întreb, voi să mă întreb, mă întreb pe voi, de ce m-ați mintit? Chiar acum, ce făceai? Cântam, gândindu-mă la grădină, ba mai mult la rege. Și atunci tu meriți tronul, dar spune-ne și nouă cântarea. E o poveste, nu? E o poveste faină. Grădina asta e viața noastră. Și unii au dictonul să mâncăm, să bem, că mâine ne mâncă alții cu oliva, nu?
Alții sunt pe adunat. Păi și adună, și adună. Vorba lui Solomon. Dar când m-am gândit mai bine, nu știu la cine rămâne dacă în stare să le administreze, nu să mă adune. Și l-a apucat când Eclesiastul 2, o mare desnădejde, a fost depresiv la bătrânețe, bietul de el. Alții, în schimb, se bucură de ceea ce au și învață în viață să mulțumească și să cânte. Și într-o zi cântările ne vor fi întrerupte. Zice Dors, mă duc să-mi iau o harfă nouă și o altă carte de cântări și un alt veșmânt de cununie spre ziua dulcei așteptări. Și atunci cu mâinile slăvite vom ridica cerești finici, înălțând spre zări nebănuite cântările începute aici. Pe curând, că sfinții spun Maranata, Duhul și Biserica, zic, vino Doamne Iisuse, la o zi de mulțumiri la care să nu lipsească nimeni, la o zi în care vor fi numai mulțumitori și vor avea pentru ce să mulțumească pentru vecii vecilor. Mărire Domnului. Amin.